Sculptorul Toader Ignătescu, animatorul artistic care ne-a obișnuit cu activitățile sale independente, realizate cu forțe proprii și cu sprijinul prietenilor pe proprietatea sa de la Păltinoasa, ne anunță că deschide sezonul taberelor de creație din Poiana Dacilor de pe malul pârâului Bucovăț, cu o nouă ediție a taberei de artă plastică, la care participă artiști invitați din țară și din Republica Moldova. Tabăra organizată de Casa Ignătescu și Asociația de Inițiativă Democratică și Ecologică Eudemus Păltinoasa, cu sprijinul Superstar Comserele Rădăuți, reunește în intervalul 22-30 iunie anul curent un număr de 15 pictori și graficieni care, alături de gazdele lor, Toader și Angela Ignătescu, vor lucra în raiul înverzit de pe malul pârâului Bucovăț. Anul acesta vor fi prezenți în tabăra de la Păltinoasa artiștii plastici Petre Antonescu din București, Ion Cacoveanu din Aiud, Gheorghe Caraiman, Oana Călinescu și Maria Monica Soiu din Constanța, Nicolae Găgeanu din Mangalia, George Leteanu din Vaslui, Marius Lupu și Romeo Antonio Pălie din Bârlad, Mihai Olteanu din Roman, Gabriela Tatiana Popa din Sebeș, Ela Rusu din Alba, Carla Olaru din Suceava, precum și Liviu Hâncu și George Țărnăt, Chișinău, Republica Moldova. Acestora li se vor alătura pentru câteva zile câțiva dintre membrii grupului artistic sucevean Domino, pictorii Iosif Țuca, Iulian Țiubinski, Radu Bercea, Constantin Ungureanu Box și Tiberiu Cosovanu. Așa cum ne-a spus Toader Ignătescu, în luna iulie Poiana Dacilor va găzui cea de-a 14-a ediție a taberei internaționale a meșterilor populari.